După numeroase tergiversări și discuții în contradictorii privind legea sportului, ministrul tineretului și sportului Gabriela Szabo a declarat că se vor face schimbări. Până atunci însă, actuala legislație a băgat la pușcărie mai mulți primari care au finanțat sportul. Este și cazul edililor din Constanța, Brăila, Buzău sau Tulcea. Fără ajutor financiar din partea primăriilor și a consiliilor județene, sportul din România nu are nicio șansă de dezvoltare. Însă tot mai mulți primari sunt anchetați penal tocmai pentru că au urmărit ajutarea cluburilor sportive. Să știți că nu-mi place situația, pentru că oamenii care au investit în sportul românesc și mai ales pe plan local să aibă astăzi probleme foarte, foarte serioase. Din această perspectivă, da, poate zilele următoare o să scoatem în dezbatere publică legea sportului și cât mai repede să fie aprobată în Parlament, tocmai pentru a reglementa această situație care există astăzi la nivel național. Ministrul a declarat la Constanța faptul că știe foarte bine situația sportului constanțean și va lua măsuri pentru a rezolva situația. M-am întâlnit de câteva ori cu reprezentanții sportului din Constanța la mine în birou, împreună cu colegii mei din Ministerul Tineretului și Sportului și din alte federații de sporturi de echipă. Am încercat să reglementăm și să aducem câteva corecturi într-un articol din legea sportului și să sperăm că va fi bine în viitor. Da, pentru că îmi pasă ce se întâmplă cu echipele sportive. Ministrul Tineretului și Sportului a mai declarat faptul că va face tot posibilul pentru a ajuta toate cluburile românești. Un lucru este cert, în absența unei implicări din partea primăriilor și a consiliilor județene, cluburile sportive vor dispărea.